totul e peste așteptări. Tot a fost peste așteptări, pentru că eu vă mărturisesc, nu, eu n-am avut niciodată așa emoții, pentru că toate erau împotriva noastră. Da, ați mai văzut meciul ăsta? După ce s-a terminat? Nu, înainte. Înainte. Hai să vedem ceva, imediat. Vedem ceva, imediat, acum că am pregătit din emisiunea de luni. Deci azi ce e? Duminică, luni, acum ceva? Mai puțin de o săptămână. Hai să vedem acel pasaj. Și sunt convins că Octavian o va câștiga meciul cu Craiova. Așa am eu convingerea asta. Ok. Ați mai văzut meciul? Păi ce vă făcea să spuneți că Octavian Băbescu, dacă ziceați de Coman sau ziceați Coman de... Era suspendat, nu, da. Să zicem că juca Florin Coman și ziceai Coman, cam oricine spunea. Să zici Octavian Coman, Octavian Popescu, ați vrut o injecție de moral pentru el. Puțin doping moral, da. Prea toată lumea se pusese pe el. Pe bună dreptate. Adică asta a fost exact după ce l-a criticat Andrei Vochin atunci. Da. Și mărturisesc că aș fi vrut să intervin cumva în favoarea lui Octavian, dar nu prea aveam cum. Argumente. Da, nu prea aveam argumente. Adică Andrei chiar pusese punctul pe ei și mi-era rușine să-i spun ce să-i spun. Să mint sau mă rog. Într-adevăr, atitudinea lui n-a fost ok la OTA, dar prea toate îi se întâmplaseră lui. Și am avut convingerea că va face un joc bun. Juca și poziția lui și mai era o chestie. Nouă la Arani se întâmplaseră toate. Mai rău decât să ieși, cum am ieșit noi la Arani, nu avea ce se întâmple. Chiri îl pierzi o perioadă lungă. Coman suspendat, luând cartonaș roșu, într-un moment în care meciul era compromis, nu, mai avea o șansă să egalezi măcar. Pantea, jucătorul de regulă, eliminat. Ce s-a întâmplat după aia? În timpul săptămânii asta, Coman gripat, dar ceva înfiorător. Radunovic nu s-a antrenat gripat. Ovidiu Popescu și el cu probleme s-a antrenat, dar era răcit. Djokovic la fel, se simțea moale, era răcit. Am zis, băi, ce șanse să mai avem? Că nu erau bine. Șut, fac antrenament, ies din antrenament, mă doare, nu cred că o să pot juca. Mamă, zic, asta mai lipsea. Băluță, în mod normal, noi nu am respectat protocolul. Băluță ar fi trebuit, pentru că Băluță s-a antrenat separat. Normal trebuie să faci 3 zile cu echipa integrat. Dar, mă rog, știi cum, zic așa, că după manual. El ne mai jucând de o lună. El ne mai jucând de o lună. Îl durea, bă, simt o jenă, frate, trebuie să joci. Nu aveai. Și juca și pe o poziție care nu e a lui, că practic el, randamentul cel mai bun, îl dă în zonă centrală. În afară de asta, văzusem Craiova jucând cu Faru. Mă gândeam, mă, echipa asta nu poate face 2 meciuri slab. A jucat slab Craiova acolo. Sau Faru bine, nu știu. Tot timpul e adevărul undeva la mijloc. Și am avut emoții. Mă gândeam, poate. Când am văzut că dă și bară companie, zic, bă, n-avem nici șansă. Când a ratat, când a șters-o Badeli și singura ocazie pe care a avut-o la 0-0, am zis că orice se poate. Iar după aia a fost, de mult n-am văzut o repriză aproape perfectă. Nu poți să spui că un jucător a fost sub nivelul echipei. Toată lumea a jucat foarte bine. Iar Olaru a făcut un meci. La un moment dat, îți mai arde și să glumești când e 3-0. Am zis, bă, să nu ne facă ăștia contestații că am jucat în 14. Că ăsta a alergat cât 4. Olaru era peste tot. Da. Olaru n-a fost interstânga. Olaru a fost atacant, a fost interstânga, a fost fundaș dreapta, a fost peste tot. Nu numai că a marcat 2 goluri în urma unor faze extraordinare și 2 pase geniale ale lui Octavian Popescu. A scos, scăpa singurul portarul, cartonaș galben. Din nou cartonaș galben. Deci, ce să mai spun? Este cel mai bun meci pe care l-a făcut Darius Olaru la FCSB. Are cifre brune pe acest început de sezon, că tot timpul lumea cerea de la el. Dă mai multe goluri. Iată că sezonul ăsta a început în bine. Parametrii pe care a trebuit să-i aibă Olaru pentru poziția aia pe care o joacă. Un jocaș la ofensiv, da, în sistemul de 4-3-3. Da. Te-aș întreba despre Mitriță.
Te întreb de el pentru că el a venit ca o vedetă, s-a comportat ca o vedetă în sensul că a câștigat anumite meciuri pentru Craiova. Rotaru anunța, Mitriță, va fi show în campionatul ăsta. Foarte multă lume îl vedea ca pe o armă pe care Craiova o are în lupta la titlu. Și dintr-o dată Mitriță se desumflă, adică și la Constanța, la Ovidiu și mai ales aseară. Da, într-adevăr, la meciurile astea importante, se pare că nu a dat randamentul pe care l-așteptau toți de la el, mă refer la suporterii olteni. Dar m-a deranjat, cred că și pe cei de la Craiova a deranjat foarte mult, pentru că două dintre cele trei goluri au fost mici pierdute de el în zona centrală, la 20-25 de metri de poarta lor, și el nu a avut nicio reacție. Da. Ok, înțeleg, pierzi mingea în zona respectivă, că ai vrut să intri în zona centrală din partea stângă și pierzi mingea acolo, dar să ai tu reacție, tu să fii primul care să ai reacție, să recuperezi mingea. Nu, el n-a făcut treaba asta. Și nici ofensiv nu a fost un jucător care să pună probleme. Toată echipa, într-adevăr, a celor de la Craiova a jucat foarte slab. Ținând cont că FCSB au jucat foarte bine, într-adevăr au făcut un joc bun, dar ei au profitat de aceste greșeli pe care le-au făcut cei de la Craiova, pierzând mingea acolo în propria jumătate, și ei sunt FCSB o echipă bună de contradare, tranziția pozitivă, jucători de viteză în față, cu un Tavi Popescu care pasează foarte bine, cu Darius Solaru care bine, foarte bine a venit din linia a doua, le-au pus mari probleme. Într-adevăr, cum zice și Meme, cred că și acolo la 0-0, dacă reușea să marcheze Badele acolo, puteam vorbi. Da, dar prima mare ocazie este a FCSB-ului. Prima mare ocazie. Într-adevăr, prima ocazie, da. Dar așa e ocazie mare. Aici a fost insistența lui Ovidiu, da. Extraordinară. Dar el face, Ovidiu face mereu treaba asta. Face mereu, deci și Ovidiu într-o pasă foarte bună. Ok, dar exact cum spune Nicolae, priviți-l pe Mitriță, care dă din mâini și le arată jucătorii ce să facă, el nu mai face nimic. Și fundașul central să strângă mai rapid. Și la a doua fază la fel, îl ceartă pe Baiaran pentru că nu prea ia, deși pasa nu se duce unde trebuie. Nici nu dau seama dacă a vrut să dea pasă. Și a făcut prea prea lungă. Și el a cedat Baiaran că n-a venit el să primească mingea, dar de fapt nu a vrut să-i dea pas lui. N-a vrut să-i dea, așa mi s-a părut și mie că n-a vrut să-i dea. Iar un alt jucător, pentru care m-am bucurat foarte mult, pentru că eu știu, Alexandru Băluță este nu 100% oltean, este 200% oltean. Este exact, e olteanul perfect. Olteanul perfect împarte lumea în oltean și restul lumii. Și el e oltean. Se știe foarte bine de ce a venit la noi, pentru că noi ni l-am dorit cu adevărat. Și nu putea omul să meargă, să refuze un club care l-a dorit cu adevărat și să meargă, chiar dacă mergea acasă, undeva unde, la cum s-a pus problema, n-a fost dorit măcar de, nu știu cum a fost dorit la noi, ca să nu folosesc alte cuvinte, că nu vreau să mă cer cu nimeni. Că l-au dorit. Păi da, dar nu e așa, pentru că susțin. Păi da, ei au spus niște cifre și cifrele nu erau... Da, și vă bucurați în sensul că el a reușit chiar în meciul ăsta. Eu m-am bucurat că el nu numai că a făcut un meci foarte bun, a avut și o contribuție decisivă la golul numărul 2, care golul 2 a fost foarte important. Golul 2 cam face mereu diferența, adică e la 1-0, poți să joci cu reținere. E, ce mai aveam temeri? Aveam temeri că era Crețu care venea după o perioadă în care căutase echipă. Adică... Păi și-a găsit. Și-a găsit. Păi nu, că noi bătusem pana în săptămâna trecută. Jucam pentru prima dată cu Dauan partea stângă titular. Niciodată nu jucase Dauan partea stângă și știi că ce probleme erau, că Nicolae știe bine, că nu pot să joc acolo. Cu un cuplu, că am zis, băi, jucam cu Tomori și cu Calulu. E normal că aveam temeri. Siabonga nu jucase niciodată. Ghezala, că da, nu știe lumea. Da. Amândouă sunt complicate, și prenumele și numele, și Siabonga și Ghezala. Dar Sia e simplu, că Sia îi spune toată lumea. Primul meci, toată lumea s-a achitat perfect de sarci. Toată lumea s-a achitat perfect, că totuși am jucat împotriva unei echipe care era pe locul 2 la un punct de noi până la meciul ăsta. Octavian Bucăsuz, acum spun. Și la Băluță, scuze-mă, la Băluță nu venea să cred că poate să fie înjurat de suporterii olteni. Adică mi se părea o nedreptate mult prea mare pentru el. El fiind oltean, ok, nu asta spun. Toată lumea înjură pe toată lumea, nu e problemă, că așa se întâmplă la stadion. Dar să înjuri pe Băluță când, și să te adresezi la el la modul ăsta,
băluță, țărane și mai departe nu se poate reproduce. Păi e al vostru. Da. Cum? E că a venit Adrian Ilie. Doar pentru că nu s-a dus acolo. Doar pentru că nu s-a dus acolo. Adrian Ilie cu Valencia. Așa, că de la Adrian Ilie. Da. Da. Aici, aici nu vă acuz, pentru că suportul... Dar nu e vorba de acuz, pe mine, eu eram mâhnit, nu de altceva, eram mâhnit, zic, bă, ăsta săracul Oltean de la disperat și ăștia îl fac zop, pentru ce? Că și, n-a ales Craiova pentru și asta. Când auzeam aia, bă, Luță Țărane, pam, pam, 2-0. E poftim, karma, ca să vezi. Din pasa lui Băluță. Din pasa lui Băluță, dar ce acțiune a făcut? Pentru o scurtă pauză comercială, ne întoarce și, bineînțeles, că discutăm despre subiectul Octavian Popescu. Cunoașteți, nu a fost convocat de Daniel Pancu la primul meci oficial pe care Pancu l-are la U21 și de aici, practic, s-a rostogorit așa un bulgăre al acuzațiilor. Octavian Popescu, ce a spus aseară, Olaru, mă rog, și astăzi cu Pancu venind și având o replică dură pentru Octavian Popescu, dar după pauza comercială. Am revenit, spuneam că o să discutăm despre Octavian Popescu. În primul rând, v-ați fi așteptat să nu fie convocat la națională? Nu. Nu. Ok, a fost meciul ăsta, probabil că și sub impresia ultimului meci, dar Octavian Popescu la Galați a dat un gol fenomenal. A dat gol în cupele europene cu bulgarii. Ok, la, nu s-a prezentat bine cu UTA. Asta e adevărat. Dar mulți nu s-au prezentat bine cu UTA. Nu mă așteptam sub nicio formă, pentru că totuși e un jucător important, dar nu știu exact care sunt pe poziția lui. Păi sunt așa, Rareș Ilie, da. Pitu, nu joacă. Rezervă, da. Okay. A intrat din postura de rezervă. Da. Corbu are poziția asta de la Academia Pușcaș. Eu l-am văzut pe Corbu jucând Inter. Da. În Ungaria. Acum nu știu exact sistemul, că în lot apare și Mazilu. Mazilu ar putea juca în dreapta într-un sistem, nu știu, să zicem 4-3-3, în care joacă și 4-2-3-1 și 4-3-3. Exact. În dreapta. Da. Deci Mazilu, da. Mazilu, Rareș, Pop. Cam ăștia sunt. Păi probabil în dreapta e Mazilu cu Rareș, Pop sunt în dreapta și în partea stângă Rareș e Ilie cu Pitu. Cu Pitu, da. Mai apar Bayram. Da. Bayram și depinde el poate apărea. Da, poate joacă 4-2-3-1. Dacă joacă 4-2-3-1, putea joace cu Tari și pentru al doilea vârf, să fie și al, că, și al doilea vârf. Pentru că ideea este că după ce a spus aseară Octavian Popescu, că a zis Pancu are ceva cu mine din trecut, Olaru a făcut și el trimitere că Octavian Popescu i-a făcut, vreau să vedem ce spune Pancu. Pentru că totuși e important că selecționerul vine și răspunde lui Octavian Popescu și îi răspunde destul de agresiv Pancu, astăzi. Zice așa, că sunt bucuros de reacția lui Tari Popescu înseamnă că e viu și că își dorește să vină la echipa națională. Am fost personal să-l ved la meciul Poli, FCSB cu Poli Iași. Când a fost un pasager, un trecător, a făcut o plimbare timp de o repriză pe teren. Iar la meciul de la Arad, privea cum adversarii finalizau și chiar marcau golurile victoriei. Dacă ar fi să facem selecție după un meci sau două, adică în sensul că dacă era să raportez... Golurile victoriei a fost unul. Că golurile victoriei nu puteau să fie două. Știi ce se întâmplă? Dacă Daniel Pancu, Daniel Gabriel Pancu, ar fi fost ziarist sau invitat al unei emisiuni, expert, nu era niciun fel de problemă să aibă discursul ăsta. Faptul că el este selecționer și se răfuiește cu un fotbalist și jignește un fotbalist critic în public, la modul ăsta, asta nu este în regulă. Asta eu, pot să-i o spun eu, care am 30 și ceva de ani în fotbal. Nu e normal să faci așa ceva. Este greșit complet. Nu poți să faci așa ceva. Octavian Popescu a spus probabil că de la Rapid, că el la Rapid a fost pe acolo, nu l-a băgat nimeni în seamă. Probabil că de acolo a pornit toată discuția asta. Habar n-am. Când era grupa de la Regal, la Rapid. Da, dar, dar ca să vii și să faci chestiile astea, e foarte grav pentru selecționer. Foarte grav. Cum se pare rău? Da, și eu zic la fel ca mine, că a greșit acolo când a spus că a fost pasager și dacă rămânea cu primele lucruri pe care le-a spus, că a văzut că a fost bună reacția lui și că arăta că își dorește să fie la echipa națională și după aia spune că asta am, așa am decis eu, ok. Dar mi se pare interesant că spune la sfârșit că nu facem selecția după două jocuri. El se leagă doar de două jocuri, ceea ce spune și Meme și ce am văzut și noi. Că a dat gol cu... Galați și în cupele europene, da. Și evoluție pe care le-am avut. Ok, poate nu a fost Tavi Popescu de acum. În sensul că dacă ar fi să facem selecție după un meci, adică dacă e să mă iau după meciul cu Craiova, îl selecționam, dar nu se face selecție după un meci.
sau păi două. Nu, dar spuneam că a jucat cu Bulgarii, și cu Cârjanii la lot, da? A jucat Cârjanii la lot, da. Cârjanii la lot. Și la, după ce selecție, cum a făcut selecția la Cârjan? Da, da, Cârjan vine și spune, mă gândesc, nu e pe poziția lui Tavi. Mă gândesc, păi nu, eu mă gândesc de selecție. Eu mă, la selecție mă gândesc. A, la selecție, da. Tavi e și pe poziția aia joacă. Așa la mult. Poate nu știe Pancu, dar Tavi la Galați aia, poziția aia jucat. Eu mă îndoiesc că Pitu... Că l-a văzut pe Pitu jucând. Nu, l-a văzut, Pitu. Sigur, că unde? Doar de selecție. În casete, pe aia, exact, meciurile ca... sunt... Să văd, de neba de meciuri, că nu se văd. Nu poți să vezi, asta e... tu ca să vezi un fotbalist, trebuie să mergi la stadion. Pentru că tu, dacă te uiți la televizor, un fotbalist are preajma mingii de 3-4 minute pe meci. Cam așa. Da, nu poți să vezi toți jucătorii, că asta însemna să nu ai cum fizic, efectiv. Să trimiți pe cineva. Sunt curios și eu pe cine a trimis să vadă pe... Nu, da, chiar și dacă trimite, eu mă îndoiesc că Pitu, la cât joacă, că m-am uitat astăzi, e joacă aproape puțin. De fiecare rezervă și intră de 20-25 de minute. N-a produs pasă de gol, n-a produs gol. La o echipă, atenție, sună bine Bordeaux, dar e în Liga a doua și e pe locul 12, adică undeva în spate. Că ții cont și de nivelul la care joci, cred. Nu, dar cred că, eu spun că a greșit pentru că te gândești că Tavi este un jucător care te poate ajuta pe viitor la echipa națională. Adică tu când... Posibil că te va forța el dacă va juca bine să-l chemi la echipa națională. Că dar ce, nu spune ce că nu-l va mai chema, da. Pancu. Cum vei reacționa atunci când te vei întâlni față în față cu el? Atunci va fi păi și spui interesant. Că din cauza ceea ce a spus Pancu, Octavian da, Bordeaux, că... are motive acum să fie reticent în relația cu Pancu? Nu știu, orice este posibil. Dar nu știu, eu n-aș fi spus niciodată despre un jucător așa ceva. Dacă am de spus, vine, afectat? Spun, analizez, vorbesc cu el, e afectat sun, Octavian Bordeaux sau... cu Mira Lot? Am vorbit cu el astăzi, nu. E sigur, 100% este afectat. Nu are cum să nu fie afectat. A fost la echipa națională de seniori. A jucat în echipa națională de seniori. Corect. Și nu odată. Da. Și acum nu-l cheamă la tineret, chemând jucători care sunt rezerve neutilizate. Iartă-mă că trebuie să spun. Cârjan este rezervă neutilizată la Rapid, dar e la echipa națională. Trebuie să ne gândim că de unde a jucat Pancu? Nu mă gândesc la asta. Eu mă gândesc că Pancu a făcut o chestie foarte gravă, că a atacat un jucător susceptibil de a fi selecționat. Și l-a atacat într-un mod abject. N-aș zice, dar zic. Nu, eu, dar eu zic. Mie nu mi se pare că... Pe cum să spui tu pasager și chestii din astea, astea jigniri? Ce face? Face miștori? Păi pot și eu să fac miștori. Chiar la alt nivel. Pot să ridic nivelul miștorului chiar sus. Sus. Nu se poate așa ceva. Păi ce facem? De la ce oră a fost? Dimineața sau seara a dat? Că și asta e important pe la Pancu. Păi, nu știu. Înțeleg că v-a deranjat. Cum să mă deranjeze când jignești un jucător la modul ăsta? Da. Va fi interesantă continuare relația asta. Pentru că, într-adevăr, aici poate să fie o ruptură. Pe de altă parte, mult normal, dacă și jucătorul și antrenorul, dacă pentru binele fiecăruia, pot să treacă peste un astfel de moment. Că așa să rup lucrurile e cel mai simplu. Știi cum ce aduce? Cel mai simplu e să dai la o parte un jucător. Cel mai greu e să-i câștigi. Eu ca antrenor, ok, dacă am greșit, pot să spun că îmi cer scuze și să-mi văd interesul. Dacă un jucător respectiv mă ajută și știu că fac cu el lucruri bune, fac rezultate pozitive, le iau și îl bag, nu mai țin cont de nimic. Dar e important cum e și reacția jucătorului. Da. Citiseam astăzi o informație că Radasavescu urmează să plece la Botoșani împrumut. Da. Deci va juca acolo. Ok, chiar dacă e un jucător de regulă și practic mai rămâneți în Pantea, Octavian Popescu și Gogescu, bine, mai Gogescu, sunt și alți copii, dar... Dan Spătaru, pe care l-am adus acum. Dan Spătaru ce poziție? Mijlocaș? De la Brașov. De Inter, atacant lateral, stângaci, poate să joace orice poziție. Jucător ofensiv. A, deci practic îl luați în calcul chiar pentru a juca în sezonul ăsta. Că multă lume credea că așa, în perspectivă, fiind un jucător tânăr... Păi. Este împrumutat un an de zile, deci nu puteam să... Normal că îl luăm în calcul. Cu opțiune, bănuiesc. Da. Cu opțiune. Da. Ați spus despre Gane. Am văzut Gigi Becali. A spus este rezolvat transferul lui, transferul, achiziția lui. Nu s-a semnat, dar e totul în cuie. Ok. Ce referință aveți despre el? Pentru că mă uitam astăzi, el ultimul meci oficial îl are în noiembrie. Nu doar că îl are noiembrie, el în septembrie, octombrie, noiembrie, anul trecut, joacă un minut, 9 minute, 10 minute, 15 minute, adică foarte, foarte puțin. Da. Ce s-a întâmplat cu el? Aveți... El a avut COVID anul trecut și cu urmări destul de grave, dar în urma tratamentului
s-a vindecat complet, nu are niciun fel de problemă, are, deci poate să joace, e hungry. Informația a venit din mai multe surse. Că e ok. Că este foarte, foarte bine chiar. Și foarte bine fizic și la Panathinaikos nu are cum să joace. Antrenorul care e acum un antrenor sârb și a adus un alt jucător în fundaș stânga sârb, mai este încă titular, el oricum nu era titular. Panathinaikos e o echipă cam bună. De cum a jucat? I-a scos pe Olympic Marseille. Play-off de Champions League și a fost aproape să câștige campionatul în Grecia. Și avea niște variante în Grecia, dar Gigi se dorește de mult. Și chiar m-aș bucura să se facă și probabil că se face, pentru că și Nicolae îl știe bine și și el ar părere foarte. Asta urma să te întreb, cum ți se pare achiziția asta, bine, raportându-ne la Ganea pe care o știm sănătos, noi. Dacă va fi sănătos, eu cred că va fi un plus pentru Steaua, pentru că este un jucător profesionist 100%. Eu spun că l-am văzut la echipa națională, ceea ce făcea la echipa națională, cum s-a antrenat, ce făcea înainte de antrenament, după antrenament, și de asta spun că va fi un plus. Și el a arătat-o în campionatul României, mai ales la Farul sau Viitorul, cum era înainte atunci când a fost el, că a jucat foarte bine și se pliază foarte bine pe ceea ce joacă Steaua, pentru că este o echipă ofensivă. El vine din mijloca stânga, folosindu-l funda stânga, este foarte ofensiv și are un picior stâng bun, foarte bun. Uh-huh. Un jucător de viteză, forță bună, eu cred că îi va ajuta foarte mult. Cu Ștefănescu mai este ceva? Întreb, pentru că mâine este practic perioada în care se ghide perioada de mercato. Nu. Nu. Deci nu se mai pune problema Ștefănescu, pentru că... Acum depinde și mâine de Gigi cum se trezește. Acum, azi era euforic. Da. Toți suntem euforici, pentru că nu țin minte de când m-am bucurat așa mult după un meci de fotbal. Nu țin minte. Și când am suferit așa mult. Chiar mi-a fost rău la meciul ăsta. Adică nu știu, nici măcar când am jucat cumva cu titlul pe masă la... În Ovidiu n-am avut așa emoții. Da, dar bucuria cred că a fost așa mare, că, cum ai spus și tu, aveați mulți accidentați. Da, da, exact. Mulți accidentați, mulți care erau incerți. Și de asta a fost bucuria asta după, că s-a jucat foarte bine și ați obținut victoria așa lejer. Uite, deci, o să zic că lumea, băi, ăsta e prea prost, da? Asta e situația. Sunt sincer măcar. Când a dat, am ratat CFR ocazie după ocazie cu voluntariu. Una, două, trei, patru, zic, mamă, e distruge. Pac, 1-0 pentru voluntari, zic. Băi, știi ceva? Un X aici și putem să facem și noi X cu Craiova, să rămânem pe primul loc. Serios, la asta mă gândeam, adică după aia, când am văzut că au dat și bară voluntariu, zic, gata, e toarce, că juca bine CFR-ul, ce să mai ia. Galop a fost. Da, bara a fost la 1-0 pentru voluntari. Da, se facea 2-0, nu știu. Știi, și adică nu excludeam un rezultat de egalitate în situația în care eram, fără atâția. Nu știam cum o să se prezinte. Mă uitam la Risto, zic, bă, o putea, nu putea. Șut cu Glezna, o putea, nu putea. Băluță, poate sau nu poate, zic. Ce să mai... Ai văzut ce s-a întâmplat în negocierile dintre Șumudică și FC Craiova? Ce cum, nu, n-ai văzut? Adică, și dacă nu ai fi vrut să vezi... Dacă închideai ochii, n-aveam cum să nu vezi. Am fost peste tot. Te-a surprins? Circula total între... Adică... Da, dar sincer să fiu, te spun, în ziua când s-a decis că nu va merge și Mudic acolo, am vorbit cu cineva pe la ora 10 și mi-a zis, nu o să meargă. Dar nu-i dau numele. Care le știe bine pe Șumudică și mi-a zis, nu o să meargă. Zis, n-are cum, dacă s-au înțeles tot la contrar. Ascultă-mă ce spun, că nu o să meargă. Și la două... Oferta pe care Mititelu i-a făcut-o lui Șumudică a fost publică, pentru că a făcut-o Mititelu. Da. Și ai putut să vezi cap-coadă. Condițiile în care tu ai lucrat acolo au fost departe, cele financiare, de ceea ce ai văzut acolo? Față de ce avea, da. Departe? Departe, da. Mă refer pentru că nu aveam așa clauze mari, pentru că... Și am greșit că n-am pus clauze mai mari și eu. Pe aici a fost și divergența între Șumudică și Mititelu. Bine, s-au înțeles la o sumă și după aia s-a dublat suma respectivă din partea lui antrenorului. Ceea ce e normal, când discuți ceva... Te prevedeau 150.000 și Șumudică a zis... Chiar nu este treaba mea, ce contract a negociat el, ce fiecare știe cum e. Dacă te duci undeva și semnezi, înseamnă că ești mulțumit. Bineînțeles, nu, dar asta e ca și... Nu mai contează că vine X după mine și dă mai mult sau mai puțin. Și în orice job pe care îl ai, dacă ești mulțumit și după care auzi că altul are... Bă, dacă eu-s mulțumit, restul își face contractul cum vrea și va negocia, în fine. Și a doua chestiune, că
De exemplu, aseară Pandur a avut un discurs foarte, foarte dur la adresa lui Ilie Poenaru pentru mesajele alea pe care Poenaru a avut în spațiul public. Da, Poenaru le dea mesaje lui Mezar de la UTA. El nefiind antrenor acolo, eu nu-ți bade a fi antrenor. Fac așa un context pentru cei care se uită și nu cunosc. Și Panduru, eu am subscris total la ce a spus Panduru, pentru că mi se pare uluitor totuși. Adică dacă atât de jos ajungem, cum ai fi tu acum să dai mesaje? Ce antrenor e așa? Dar noi am vorbit mereu. Nu te uiți de la Arad, la echipa asta prea jos, n-a făcut pressing în dreapta. Mi se pare un lucru pe care l-a arătat antrenorii care fac treaba asta, respectul față de ceilalți antrenori. Nu poți să faci așa ceva. Nu ai cum să faci așa ceva. Da. Da? Mi s-a întâmplat și mie treaba asta, și când eram la Steaua, și când eram la Craiova, acum, și la Fecea. Da, mi s-a întâmplat treaba asta ca alții antrenori să facă lucrul ăsta. Nu este ok. Eu nu fac treaba asta, n-am făcut niciodată și nu o să fac treaba asta, pentru că nu mi se pare ok. Da, vezi că fac unii. Noi, între noi, antrenori, trebuie să mai avem respect. Da. Ca să ajung să iei o funcție, faci și lucrurile astea. Dar eu nu fac așa ceva și nu o să fac niciodată în viața mea. Incredibil, totuși. Da. Nu ar avea voie să mai antreneze vreodată. Eu am spus că ar putea să fie de competența comisiei de antrenori. Ăsta e singurul care a fost prins. Da. A, bineînțeles. A avut atâta minte încât să scrie chestiile astea. Da. Dar alții care sună și vorbesc non-stop, ăla nu știe, știu eu, eu fac eu. Asta e modă. Și după aia când vine contractul, nu te mai duci, că stai, că e clauza aia, că sunt așa, că nu știu cum, te frică. Nu, problema e că poți să ajungi tu în situația și să se pară de dreptate ce se întâmplă. După aia nu mai... Că poate Poenaru poți să ajungă și el, acum, la voluntar, să zicem că cineva îi dă mesaje lui Bălănescu sau lui Pandele. Și păi, echipa în prima repriză a fost așa, așa, îi convine Poenaru? Nu îi convine. Nu mai convine. Urmează Fece Ucraina. Dar Dună antrenor. A fost și aseară o scenă, că am comentat-o și pe aceea, pe minutul 90, pe bancă. Când dădeau pe bancă cele? Nu. Poenaru cu Dună, afectați, prăbușiți, pentru că nu puteau să mai privească, lângă ei, eu nu-i cunosc, poate avem... De șoferul autocarului de nemi, da? Că eu nu i-am recunoscut, râdeau, de parcă în vorba lui Pandur, spuneau bancuri. Scena mi s-a părut totuși uluitoare. Dar ce caută pe bancă? Oameni care știu respectiv. Sigur că au postul asigurat, oameni ăștia care erau supărați știau că, uite și tu aici. Dar ce poate fi atât de amuzant acolo pe bancă? Ce mi se pare că ești... Contrastul ăsta de imagine, uluitor. Uluitor. Era 4-1, ce... În fine, urmează FCU Craiova Faru. Hai să vedem distribuția de start.